seara, sunt Sorina Obreja și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Ziua Independenței a fost marcată de tensiune. Sute de polițiști au evacuat cu forța protestatarii rămași peste noapte în fața monumentului lui Ștefan cel Mare pentru a face loc oficialilor. Înconjurați de cordoane de polițiști cu scandări și huiduieli, premierul, președintele țării și al Parlamentului au depus flori împreună cu ocazia Zilei Independenței. Anul acesta, concert în Piața Maria Dunării Naționale nu a fost ca în alți ani, așa că oamenii și-au omorât timpul pe la terase, iar cei din sate au muncit. Un băiat de 15 ani a murit noaptea trecută într-un grav accident produs lângă aeroport. Ziua Independenței a început cu tensiune și altercații. Sute de polițiști au fost mobilizați de dimineață ca să curețe zona din fața monumentului lui Ștefan cel Mare de protestatarii rămași peste noapte. Asta pentru ca oficialii să poată depune flori. Manifestanții care nu au vrut să plece de bunăvoie au fost luați pe sus, printre ei liderii PAS și PPDA. Poliția a intervenit în forță la ora 6 dimineața, nu înainte ca organizatorii protestului să fie avertizați să părăsească zona. Stimați cetățeni, vă îndemnăm să vă supuneți cerințelor legale a poliției. În doar câteva minute, polițiștii, atât în uniformă cât și în civil, au încercuit protestatarii. Rușine! Rușine! Manifestanții care nu au vrut să plece nici în rupturi capului au fost luați pe sus. Totul a fost organizat pentru ca oficialii să poată depună flori începând cu ora 9:30. Nu a durat nici 5 minute ca protestatarii să fie evacuați după cordoanele polițiștilor așezați în câteva rânduri. Oamenii legii spun că aveau la ei dispoziția semnată de primarul interimar al capitalei. Ruslan Codreanu susține că a dispus starea temporară a întrunirilor pentru buna desfășurare a Zilei Independenței, nu însă și evacuarea în forță. Imediat ce protestatarii au fost evacuați, zona a fost securizată de către mai multe cordoane de polițiști, dar și garduri din metal. Un bărbat a leșinat, iar ulterior a fost transportat cu ambulanța la spital. Oamenii au continuat să scandeze până când unii și-au pierdut glasul. Totul meu a fost colonel și este. Fratele meu colonel și voi ați îndrăznit să mă puneți să mă aruncați ca pe o cârpă. Nesămțetelor și sunteți. Ca haita de lup sunteți. Ca haita de lup sunteți. Eu am suflet, am copii, mă așteaptă acasă. Mai trăiți pe o cârpă. Cei aproape 40 de manifestanți în frunte cu Maia Sandu și Andrei Năstase au stat toată noaptea lângă monumentul lui Ștefan cel Mare. Unii au dormit în corturi, alții pe jos. Cei mai rezistenți însă nu au închis niciun ochi până dimineață. Până la miezul nopții, mai mulți artiști s-au alăturat protestatarilor și au cântat piese patriotice. Pentru că peste noapte s-a și răcorit, oamenii s-au înarmat cu ploapume, iar drept hrană și-au luat fructe și tartine. Dorința lor a fost să întâlnească dizi de dimineață oficialii în fața monumentului. Sper să nu îndrăznească să ne lipsească de dreptul de a sărbători Ziua Independenței. Eu cred că până dimineața, copilul mai stă vreo 2 ore. Am luat să protestăm până la sfârșit, nu cedăm. Întâlnim Ziua Independenței, cum să mai spunem, întâlnim zorile, să ne întâlnim pe nepreședintele nostru, pe premierul nostru Filip, care este votat noaptea. Am stat până mă dimineață, dar și încă asta îl întâlnesc că pe Pavel Filip. După ce oficialii au depus flori, Maia Sandu, Andrei Năstase și simpatizanții lor au avut acces la monumentul lui Ștefan cel Mare. Protestul celor de la PAS, PPDA și PRDM a început încă ieri. Au protestat tot în fața monumentului lui Ștefan cel Mare, unde a fost improvizată o scenă. Deoarece o parte a pieței Marii Adunări Naționale era ocupată de simpatizanții lui Lanșor, care au chefuit și au dansat pe fundalul discursurilor ținute de primarul de Orhei. Manifestația mai elaguta s-a încheiat mai devreme decât era preconizat, iar centrul capitalei a fost împânzit de polițiști. Iar după ce polițiștii au evacuat protestatarii din fața monumentului, acolo și-au făcut apariția oficialii. Spre deosebire de ceilalți ani, aceștia au mers mai întâi la complexul memorial Eternitate. Deși se declară adversari politici, premierul, președintele țării și cel al Parlamentului i-au depus flori împreună.
Păziți de cordoane de polițiști și bodyguards cu valize și umbrele, șeful statului Igor Dodon, premierul Pavel Filip și președintele legislativului Andrian Candu au depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare, în timp ce simpatizanții PPDA, PAS și PLDM protestau. Protestatarii doar se auzeau, puteau fi văzuți cu greu din spatele cordoanelor de polițiști. După ce au depus flori, oficiali au plecat în grabă. Domnule Filip, cum comentați ceea ce se petrece în Piața Marea Dunării Naționale? Domnule Filip, de ce nu permiteți să treceți? E o zonă siguranță. Vă rog. Eu consider că Ziua Independenței este o sărbătoare sfântă și din 2009 încoace am organizat și eu în fiecare an proteste, dar niciodată nu mi-am permis de Ziua Independenței să blochez depunerea de flori de către corpul diplomatic la Ștefan cel Mare. O zi bună! Ulterior, șeful executivului a comentat protestele. Eu consider că noi nu am avut proteste nici ieri, nici astăzi în Republica Moldova. Ce am văzut a fost o manifestație politică. Nu au fost păziți oficiale, dar poliția a asigurat ordinea publică. Democratul Marian Lupu nu s-a arătat deranjat de protestele din centrul capitalei. În România putem observa și multe alte țări lucruri similare. Suntem într-o rânduire democratică. Absolut democratică, ceea ce înseamnă că oamenii au dreptul să-și exprime o poziție, un punct de vedere. Ministrul de Interne s-a declarat mulțumit de intervenția poliției. Absolut conform tuturor procedurilor. Azi au avut loc? Nu, niciun abuz. Forțele de ordine au activat perfect legal. De ce acum sunt atât de mulți polițiști în Piața Marea Dunării Naționale? Bună asigurare a măsurii de securitate care este astăzi sărbătoare națională. De ce polițiștii nu le permit oamenilor să vină să depună flori la monumentul lui Ștefan cel Mare? Înțeles că o să le permită. Este procedură, este dispoziția primăriei pe care noi suntem obligați să o respectăm. Oficialii au ajuns la monumentul lui Ștefan cel Mare după ce au depus flori la complexul memorial, deși până acum se întâmpla invers. Acolo premierul Pavel Filip și președintele Parlamentului Andrian Candu l-au așteptat pe președintele Igor Dodon pentru a merge împreună să depună flori. Și la complexul Eternitate, oficiali au refuzat să ofere comentarii. Miniștrii și deputații, în schimb, au fost mai vorbăreți. Trebuie să fie o zi de consolidare și nu de divizare, așa că îmi pare rău că oamenii, în loc să protesteze pașnic acolo unde se, se permite, iată vin și provoacă sentimentele. Republica Moldova este o țară independentă? Poftim? Da. Republica Moldova este o țară independentă? Este subiect al dreptului internațional. Să facem tot ce este posibil ca pe acest pământ să domine liniștea, pacea, democrația. Astăzi domină liniștea și pacea la cei 27 de ani de independență. Da, în ajun de alegeri există multă agitație. În Republica Moldova politica este destul de gălăjoasă. Ce mesaj aveți pentru cetățenii Republicii Moldova? Să fie liniște în țară. E liniște în țară? Da. Să vorbim puțin mai târziu. Sunteți ocupat? Stau la ceremonie. După depuneri de flori, nu a urmat niciun concert în Piața Mare a Dunării Naționale, așa cum se întâmpla până acum. Manifestațiile dedicate Zilei Independenței s-au desfășurat la Palatul Național, iar accesul s-a făcut pe bază de invitații. S-a cântat printre vuvuzele, iar hora a fost încinsă în mijlocul cordoanelor de polițiști. Așa a arătat astăzi parada Portului Popular. Oamenii îmbrăcați în haine naționale au mărșăluit de la Teatrul de Operă și Balet până la Palatul Național, iar spectatori au fost protestatarii și mascații. Peste 20 de ansambluri folclorice venite din diferite localități au adunat în fața Teatrului de Operă și Balet Maria Bieșu. Ulterior, oamenii îmbrăcați în haine naționale au mers cântând pe Bulevardul Ștefan cel Mare până la Palatul Național, unde au încins o horă și au chiuit. Parada Portului Popular i-a avut ca spectatori pe polițiștii care au format cordoane și au mers tot drumul alături de artiști. Buneilor, străbuneilor și noi la fel păstrăm Portul Popular și cred că să-l dăm și generațiile viitoare. Pentru mine asta înseamnă o zi foarte importantă pentru țara noastră. Noi am devenit independenți, asta înseamnă foarte mult pentru mine. Noi, este tradițional, este bulgarski narodni costume,
мы сами с юга, с Тараклея, и это наш колорит. Мы болгары, мы как живем в Молдавии, мы за Молдову. Не как эти протестанты, извините. Анон выражает, зелень – это добро, это всегда весна. Белое – это тоже добро, белое – это успокойствие. И мы за независимость Республики Молдова. Мы пришли отметить этот праздник вместе со всем народом Молдовы. Cântecele din timpul paradei s-au amestecat cu huiduielile și sloganele protestatarilor. Ajunse în fața Palatului Național, ansamblurile au fost întâmpinate cu alai, după care au intrat în palat pentru a asculta concertul dedicat celor 27 de ani de independență a Republicii Moldova. Această zi nu poate fi redusă la nimic de nimeni, pentru că ei, cei care au construit și au definitivat independența noastră, în acest an, în Piața Marii Adunări Naționale, nu va fi organizat un concert dedicat Zilei Independenței. Motivul invocat de premier este pentru a nu pune în pericol persoanele care participă la eveniment. Nu ne-am dorit, așa cum s-a întâmplat în 2016, să supunem pericolului acești copii frumoși care au evaluat acum de pe scenă, să asigurăm securitatea acestor copii atunci când cei care manifestau s-au aruncat asupra acestor copii să demoleze scena, să-i dea jos de pe scenă. Singurul concert dedicat Zilei Independenței a fost astăzi cel de la Palatul Național. În loc de muzică de sărbătoare în sate, s-a auzit astăzi zgomotul drujbelor și al tractoarelor. Munca nu așteaptă când sunt atâtea de făcut. Împovărați de griji și de greutăți, oamenii spun că nu prea au motiv de sărbătoare. Iar în capitală, cei care au vrut să petreacă nu au avut unde. E sărbătoare, dar, mă rog, trăim într-o țară care ne-am dezamăgit de toate. Căsătoriți chiar în anul în care a fost declarată independența, soții Rusvinski spun că în toți acești 27 de ani au urmărit cu tristețe cum decurg lucrurile în țara noastră. Eram studentă la facultatea de litere la Creangă. Mergeam la proteste, ziua la lecții, după masă la proteste. Vroiam și noi o schimbare, păi eram tineri și vroiam, nu știu ce, să ne descotorosim de lanțurile care le aveam, să ne schimbăm gândurile, să un pic să fim mai liberi în a gândi, în a vorbi. Acele aspirații și vise au dispărut sub greutatea problemelor și a lipsurilor, așa că ziua independenței a ajuns pentru ei încă o zi pentru a munci și a face un ban, spune femeia. Lucrez pe un salariu jumătate. Avem gradul 1 și spor la salariu în jur la 6.000 de lei. Numai pe drum să duce vreo 1.000 și ceva. Libertate văd că avem, dar tot mai puțină. Da, zarplată, salariul să fie mai bun. Și gândindu-se la destinul Moldovei, și-au văzut ca prin oglindă viața lor. Putem să trăim, să facem ceva la noi acasă, dar din păcate în toate încercările ieșuiază. Am bătut la poarta altei case și am găsit aceeași atmosferă. Acest bărbat a muncit de zor astăzi. A despicat lemne ca să aibă cu ce să se încălzească la iarnă. Îl alegi pe unul și la tot fură și nu mai faci ca lume. La un om de lucru, de rând, așa la, nu poate să iei nimic. Și cad pe Parlament, cât mai mult cu atât mai bine. Spre râu, spre bine, nu nimic. Sărbătorii? Da, și fel sărbătorii. Întâi lemne, noi nu-i ducem la sărbătoare, că dacă să sărbătorim pe urmă la iarnă... Soția a avut grijă să pună ceva pe masă, așa cum se întâmplă în fiecare zi. Spune că nu are motiv să sărbătorească. Țara e frumoasă, cum... Și este în țară, dar și ni la țară șede, aceia nu sunt frumoși. Te duci la un magazin și ăla e scump și ăla e scump, îți cumperi numai o bucățică sau îți cumperi numai un pachet țăl, așa ea. Trebuie să plătim lunina, gazul, câte o grămadă. Iar în capitală, după ce s-au liniștit protestele și s-au împrăștiat polițiștii, nimic nu arăta că ziua de azi e cu roșu în calendar. Exact acum un an, Piața Marii Adunări Naționale era plină de oameni, iar pe scena din fața guvernului s-a dat un concert grandios. Printre invitații era trupa Holograf, Smiley, Polina Gagarina, dar și DJ-ul Andrew Ryle. Astăzi toate acestea lipsesc, iar în centrul capitalei nu este nici urmă de sărbătoare. Dar unde să ne ducem? Dacă în piață, uitați, vă ies ceva? Să faci ceva? S-a întâlnit? Azi e ziua independenței? Azi e bătaie de joc.
unde-i președintele, unde să stea și sărbătoare. Oamenii veniți în centrul capitalei cu gândul că vor găsi muzică și dansuri s-au trezit cu un oraș pustiu, așa că unii s-au odihnit prin parcuri ori la terase, toți având același subiect de discuții. Nu, m-am mirat puțin că nu-i nimic. E liniște, parcă nici nu-i sărbătoare. N-a fost sărbătoare nici pe strada comercianților care și-au tot așteptat clienții, dar în zadar. Nu mergi vânzare deloc, nu fac nimic ce trebuie să fac. E pustiu orașul, măi cum? Nu m-a așteptat să fie atâta lume. Țână. Un mic târg la care au venit meșteri populari a fost organizat pentru câteva ore în scoarul catedralei. Puținii s-au trecut pe la cele câteva tarabe. Pensii și mici, salarii tot mici și lumea pleacă. Dezamăgiți, mulți au spus că vor pleca acasă să sărbătorească. Recunosc că ziua independenței din acest an le-a lăsat un gust amar și cu multe lucruri de gândit. Frumoasă, domnișoară, seara noastră, e frumoasă, eu o iubesc. Greu să sunt acum, așa bine pentru voi, pentru tineriet. La mulți ani, Moldova, fiți sănătoși și capul sus și înainte. Treziți-vă, popor drag! Ne aparține statul ăsta mai mult nouă cetățenilor decât funcționarilor. Ei sunt slujnicii noștri. În schimb, la Orhei, sărbătoarea s-a dat cu mare fast, cu show de avioane, călăreți și mâncare gratuită. Ilan Șor a fost la eveniment cu soția sa, Jasmin. Manifestația a fost votată o rezoluție despre crearea unui nou stat pe care și-l dorește Ilan Șor. Ce prevede manifestul, aflați la știri. Republica Moldova împlinește 27 de ani de independență. În tot acest timp, peste 1 milion de oameni au plecat peste hotare. $1 miliard a fost furat din sistemul bancar. Un prim-ministru a ajuns la închisoare, iar mandatul unui primar al capitalei a fost anulat din cauza unui live pe Facebook. În 27 de ani, politicienii care s-au perindat pe la guvernare au adus mai multă dezamăgire decât reformă. Proclamarea independenței Republicii Moldova a fost posibilă în urma puciului eșuat de la Moscova. Una câte una, republicile socialiste au început să iasă din Uniunea Sovietică, iar țara noastră a fost cea de-a noua care a spus că este pregătită să pornească pe un drum separat. Pe 27 august 1991, cu mii de oameni veniți la Marea Adunare Națională, deputații au votat independența. Votat 277 deputați! Unanim! A adoptat declarația despre independența Republicii Moldova. Tot atunci, Parlamentul a hotărât că imnul Republicii Moldova va fi deșteaptă de române, schimbat însă 3 ani mai târziu de către agrarieni. Tot ei au fost cei care au introdus în Constituție noțiunea de limbă moldovenească. În 1992 începe conflictul armat de pe Nistru. Mircea Snegur și Boris Ielțin semnează la 21 iulie 1992 acordul de încetare a focului. Iar în 1997, Petru Lucinski devine președinte. Urmează devalorizarea rublei, care trage după sine un val de sărăcie lucie. Alegerile parlamentare anticipate îi aduc în 2001 la putere pe comuniști, iar Vladimir Voronin devine președinte. Câteva luni după încep protestele anticomuniste. Comuniștii rămân pe poziții, iar în 2005 Voronin este ales din nou președinte cu voturile creștin-democraților lui Iurghi Eroșca. Au votat și democrații conduși de Dumitru Deacov, inclusiv Vlad Filat. În 2006 Gazprom închide robinetul fără să anunțe Chișinăul, iar Rusia stabilește embargo vinurilor moldovenești. În 2009, comuniștii iau un nou mandat, rezultat care îi scoate în stradă pe mii de oameni. Pe 7 aprilie, manifestațiile devin violente. Parlamentul și președinția sunt distruse, este nimicit și originalul declarației de independență. Iar Valeriu Boboc este omorât în bătaie în piața Marii Adunări Naționale. În urma alegerilor anticipate, la putere vin forțele de opoziție, care formează Alianța pentru Integrare Europeană, din care face parte PLDM, PD, PL și AMN. După scandaluri și acuzații fără sfârșit, în 2013, la 13 februarie, Vlad Filat denunță acordul coaliției, fiind dat startul unei adevărate răfuieli politice. Îndemn prim-ministru Filat să aibă curajul să-și dea demisie. În 2013, aeroportul Chișinău este concesionat, iar statul pierde pachetul de control la Banca de Economii. În 2013,
2014, Republica Moldova semnează acordul de asociere cu Uniunea Europeană, iar moldovenii primesc dreptul de a circula fără vize în Europa. În 2014, imediat după alegeri, aflăm că din 3 bănci din țară a fost furat $1 miliard, iar în 2015 finanțarea externă este oprită pentru Moldova. La 15 octombrie 2015, Vlad Filat este reținut și ulterior condamnat la 9 ani de închisoare. Sistemul în Republica Moldova este un putred și din simplu motiv că este controlat de o singură persoană. Și această persoană este nu altcineva decât Plahotniuc. La începutul lui 2016, Vlad Plahotniuc vrea să ajungă premier, însă Nicolae Timofti refuză să-l desemneze din motive de integritate. Candidatura lui Pavel Filip, propusă de democrați la funcția de premier, este acceptată. Guvernul este investit la miez de noapte, în timp ce afară sute de oameni protestează, din năvală și în Parlament. Ilan Șor este și el reținut, la fel ca și Vyacheslav Platon în Ucraina. Filat, Platon și Șor, ultimul fiind și azi în libertate, sunt învinuiți de procurori de furtul miliardului, în timp ce ei îl acuză pe Plahotniuc. În noiembrie 2016, după o bătălie strânsă între Igor Dodon și Maia Sandu, socialistul este ales președinte prin vot direct. În vara lui 2017 a fost votat sistemul mixt de vot. A fost posibil după ce socialiștii au votat împreună cu democrații, care cu jumătate de an înainte de parlamentarele din februarie dețin majoritatea în Parlament. În ultimii ani au fost adoptate decizii criticate de societatea civilă, comunitatea internațională și care au scos oamenii în stradă. Timp de 27 de ani, țara noastră a stat pe loc. Ba chiar a dat înapoi, este părerea pe care o împărtășesc cei mai mulți dintre președinții Republicii Moldova. Acum trecem, poate, prin cea mai dificilă perioadă, spun ei, și este nevoie de voință politică pentru a o putea depăși. Petru Lucinski crede că în cei 27 de ani de independență, Republica Moldova a oscilat între est și vest, iar din acest motiv s-a bătut pasul pe loc. Niciodată, în decurs de 27 de ani, noi nu ne-am așezat așa în serios să discutăm cum construim țara aceasta. Permanent în luptă și în tensiune. La fiecare schimbare de guvernare se încep problemele de vectorul de dezvoltare a țării noastre. Lucinski spune că își dorește ca în țară să domine liniștea, asta pentru că astăzi trăim una dintre cele mai grele perioade. Cum ce se întâmplă în Moldova, cum îi ieși din comun? Atâta răutate în oameni? Al doilea președinte al Republicii Moldova afirmă că tocmai pusese țara pe picioare când au preluat-o comuniștii. Anul 2000 și 2001 sunt poate cei mai liniștiți. Eu mă mândresc cu faptul că când am plecat din președinție, liniște, soare, flori, da, au venit schimbare bruscă, au venit comuniștii un altă, dar era liniște între oameni. După 27 de ani de independență, suntem exact acolo de unde ne-am pornit, crede fostul președinte interimar Mihai Ghimpu, care s-a remarcat prin refuzul de a participa la parada de 9 mai organizată la Moscova, dar și prin decretarea zilei de 28 iunie drept ziua ocupației sovietice. Lipsa industriei producătoare și, doi, prezența armatei ruse, care nu permite să vină investiții. Și, în ultimul rând, și lipsa justiției. Noi avem justiție. Liberalul Mihai Ghimpu susține că cea mai sumbră perioadă a fost după 2009, când a fost furat miliardul. Fila neagră este în perioada acestei independențe, și anume din 2009, când ne-am unit crezând că și colegii sunt cu același gând și cu aceeași răspundere față de oameni pentru a schimba lucrurile în bine. Și a doua perioada este perioada instaurării dictaturii legată de Vlad Plahotniuc. După Mihai Ghimpu, interimatul funcției de președinte a fost preluat de democratul Marian Lupu. Acesta crede că țara noastră are un viitor. Trecem niște timpuri destul de dificile, dar eu sunt sigur, ca și stat, această generație, viitoare generație, vor asigura existența acestui stat. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Igor Dodon a spus că problema cea mai mare a țării noastre este migrația. Deși se declară un adversar al guvernării, Dodon a promulgat mai multe decrete înaintate de democrați, printre care și legea amnistiei fiscale. Este exact același pachet de reforme pe care eu l-am promovat personal în anul 2007. Foștii președinți au venit și cu urări pentru cetățeni. Să nu renunț la independență, fiindcă este pământul nostru, este statul nostru. Să iubească, să fie mândri de Republica Moldova, fiindcă este un popor, o națiune și o țară care are viitor. Să devenim cetățeni, fiindcă noi, în primul rând, suntem fiecare cu interesele lui, dar nu suntem cetățeni care să ne unească într-o țară. Nu am reușit să vorbim cu foștii președinți Mircea Snegur și Vladimir Voronin, iar Nicolae Timofti a declarat că nu ne poate oferi un interviu. Republica Moldova
a avut până acum 6 președinți. Primul, Mircea Negru și succesorul acestuia, Petru Lucinski, au fost aleși de popor. În 2001, Vladimir Voronin a fost ales de Parlament. Voronin a fost singurul președinte care a deținut două mandate consecutive. După încercările eșuate de alegere a șefului statului în septembrie 2009, intermatul a fost preluat de către liberalul Mihai Ghimpu, iar apoi de către democratul Marian Lupu. După criza politică din 2012, președinte al Republicii Moldova a devenit Nicolae Timofte. Acum 2 ani, Igor Dodon a fost ales președinte prin vot direct. Spre deosebire de capitale, în alte localități din țară a fost sărbătorită astăzi ziua independenței. Dis de dimineață, pe scenele din centrele raionale au răsunat fanfare și cântece patriotice. Oamenii spun că s-au mai relaxat, chiar dacă realitatea în care trăiesc nu prea le dă motive de sărbătoare. Evenimente dedicate zilei independenței s-au organizat la Ocnița, în centrul orașului, și la Soroca sunetele de fanfară și focurile de armă nu au lipsit din scenariu. Sorocenii au mărșăluit și pe străzi. Eu am stat pe câmpul de luptă în prima linie și sărbătoare foarte mare pentru mine. Mi-aș dori foarte mult să ne unească pe toți în simț, în gândire, de 27 august, să zicem împăcați, e zi de pace. Mulți spun însă că e mai mult o zi în care au înțeles că cei 27 de ani de la destrămarea URSS-ului le-a adus mai multă dependență. N-aș zice că ne simțim chiar independenți. M-am uitat ieri la protestul ăsta care a fost în Chișinău și nu a ieșit nici unul din Parlament, măcar să le zică bună ziua oameni. Fanfara a răsunat și în sudul țării. Veteranii de război de la Căușeni spun că nu pentru o astfel de țară au luptat cu arma în mână războiul de pe Nistru. Am obținut-o cu greu noi veterani care am participat la Nistru. Noi am luptat pentru o țară integră. Încă în 92 am spus că armata trebuie să plece, dar eu primit aici, îi țin și azi. Dacă simțul nostru de patriotism va fi în fiecare cetățean, noi cu mult mai ușor vom obține ceea ce dorim. Iar în brânciurile dintre protestatari și forțele de ordine din dimineața zilei de 27 august de la Chișinău spun că îi pun în gardă. Suntem înțămiți că au trecut 27 de ani și suntem vii, dar ceea ce se întâmplă în țară nu ne place și nu ne convine. Am văzut ce se face în Piața Marii Adunării Naționale. Suntem revoltați. Și dacă în centrul capitalei azi evenimente festive nu se organizează, politicienii au mers în regiuni. Aceștia s-au întrecut în discursuri despre prosperitatea țării. De 27 de ani construim împreună o Republică Moldova independentă, o țară prosperă, o țară pentru viitorul copiilor noștri. Conducerea a depus eforturi maxime pentru a mișca lucrurile spre bine. Manifestații dedicate zilei independenței au avut loc și în alte localități din țară. Cel mai mare chef s-a dat însă la Orhei. Ziua independenței a început cu un marș al patrioților în frunte cu primarul Ilan Șor, care a ținut și un discurs înflăcărat. Le-a vorbit oamenilor despre revenirea la colhozuri, dar și despre un nou stat în care învățământul și medicina să fie gratuite. Oameni din toate raioanele țării au fost aduși cu autocarele la Orheiland. Startul sărbătorii a fost dat de marșul patrioților în Piața Vasile Lupu. În fruntea coloanei au defilat călăreții, urmați de fanfară și tineri cu drapele în mâini. Ilan Șor, alături de soția sa, cântăreața Jasmin și Mariana Tauber, au mărșăluit în mijlocul coloanei. Primarul de Orhei a urcat pe scenă în aplauzele mulțimii. Acesta a început să-și citească mesajul în română, dar l-a încheiat în rusă. Cu 3 ani în urmă, în Orhei, am început să construim o Moldova puternică. Din Orhei și eu vă promit că în câțiva ani, noi împreună cu dumneavoastră, vom construi o țară puternică. Construim silnă economică. La final de pe scenă a fost citită o rezoluție despre crearea unui nou stat pe care și-l dorește Ilan Șor. Stat în care medicina și învățământul vor fi gratuite, iar traficanții de droguri vor fi pedepsiți cu moartea. Cei prezenți au votat. Cerem și credem că astăzi este un moment crucial pentru a opri
acest proces destructiv. După partea oficială, mulțimea în frunte cu ilanjor s-a îndreptat spre parcul de distracții Orheiland, care a devenit neîncăpător din cauza miilor de oameni aduși cu autocarele din toate colțurile țării. Aici ORA a fost întâmpinat cu aplauze și ovații. Foarte frumos! Noroc de șor! Cu șor stă mai ușor! Nu contează de unei bani, nici mă doare capul! El stă rău pentru oameni. Dar mai departe, de-am sovestea lui cum să o fac. Trei avioane au făcut un show pe cer. Faceți concurență Chișinăului, atâția oameni ați la Orhei! Я никогда ни с кем не соревнуюсь. Я просто делаю то, что мне нравится. Я делаю людям праздник. Ilanjor nu a vrut să spună cât l-a costat evenimentul de astăzi, dar și cât a cheltuit pentru protestul de ieri de la Chișinău, unde s-a împărțit gratuit hrișcă. Сегодня, в день независимости моей страны, я не хочу говорить о разных негодяях. Поэтому давайте сегодня празднуем День независимости и будем радоваться. Да как бары скалтует ieri? Această femeie venită de la Bălți spune că a fost ieri la Chișinău la protestul organizat de șor și a venit și astăzi să-l susțină, dar și să sărbătorească. Cine nu fură? E tot o furat. Chiar să presupunem că el o furat, de el face pentru popor tot. Nu spune la dânsul în buzunar. Ce sărbătoriți azi la Orhei? 27 august. Dar ce sărbătoare e azi? Da, eu am uitat. Suntem o țară independentă? Da, e clar. Dar de ce vă râdeți? Și de această dată cei prezenți au primit mâncare gratuit, câte o chiflă și o sticlă de apă. Trebuie să știi, bă, că lumea deja nu. Aici e, știi, că pe vremea foame. Că pe vremea foame. Nu știi care și cum. Privizile, atrizut, stă, bisplatnă, spăsiv. Tare, obostor și neorganizat. Nici scumpiri nu poți multă lume, nici pe gratis nu ne dă. Acest bărbat s-a arătat nemulțumit că șor nu a făcut tot ce a promis la început de mandat. Limba română și nu a făcut lucrul ăsta. Păi citiți-vă câteva cuvinte la început și gata, discursul vă să limba rusă. Promis că să fie transport fără plată. Vreau să ne mirească în Parlament. Cu bani mari. El cu nume s-a cumpărat că a venit aici. După ORA petrecută la Orheiland sub soarele dogurător, unii și-au luat gențele și-au căutat un loc la umbră. Copiii s-au bălăcit la topogane, iar tinerii au dansat hora. Sărbătoarea de la Orhei va culmina cu un concert grandios și focuri de artificii. Organizatorii spun că astăzi la Orhei au venit aproape 20.000 de oameni. Unii au fost aduși cu autocarele. Nu am reușit să aflăm câți bani s-a cheltuit pentru asta. Responsabilii de la Partidul Șor ne-au spus că vor reveni ulterior cu un răspuns. Trecem la alte subiecte. Unioniștii de la ODIP nu au fost lăsați să intre în Republica Moldova în timpul marșului centenarului, așa că au organizat un protest pe podul de la granița cu România. România n-a avut granița la prut! Unioniștii spun că au trecut fără probleme pe jos Vama Albița. De ce vamișii moldoveni nu i-au lăsat să intre în țară, aflați la știri. Un adolescent de 15 ani a murit, iar două persoane au fost rănite într-un accident produs aseară pe drumul spre aeroport. Băiatul de 15 ani se afla împreună cu tatăl său în mașina care s-a ciocnit cu un alt automobil condus de un tânăr de 28 de ani. În jurul orei 23 la intersecția bulevardului Dacia cu strada Băciuii Noi, o mașină de model Mazda s-a ciocnit cu un BMW. Din spusele marturilor, automobilul de model Mazda se deplasa din direcția aeroport și la intersecție a virat spre stânga, adică spre orașul Băcioi. Iar automobilul de model BMW se deplasa din direcția porților orașului spre Grădina Botanică spre aeroport. În Mazda se afla un bărbat de 43 de ani și fiul acestuia de 15 ani. În urma impactului, băiatul a murit. Potrivit martorilor, cei doi se întorceau din excursie. Mama adolescentului cu alți doi copii se afla în mașina prietenelor de familie. Când i-au ajuns de urmă, s-au văzut cele două mașini făcute zob. Chiar după impact, minorul și-ar fi telefonat verișorul, iar după asta a murit. Am venit de la Palatul Mini împreună, soțul cu băiatul de 15 ani a luat-o înainte. Toată familia trebuia teoretic să fie toată în mașină. Doar că eu am spus, hai să mergeți cu noi în mașină. În ultimul moment, când am ajuns, am parcat, era copilul pe caldarâm. Eu eram acasă, el pe mine o suna și am venit încoace. Băiatul care chiar a decedat, m-a telefonat și a zis că
au făcut accident. Anchetătorul nu permite să facem poze la toată informația care s-a colectat amuia seara. Astăzi, șoferii ambelor automobile au fost externați în spital. Poliția stabilește circumstanțele în care s-a produs accidentul, iar șoferul care va fi găsit vinovat riscă până la 7 ani de închisoare. O femeie în vârstă din satul Pervomaisco îi spune că de jumătate de an trăiește cu frică. Un fir de electricitate s-a prăbușit în grădina care este chiar lângă drum. Toată lumea se teme să-l atingă, iar reprezentanții furnizorului de energie spun că așteaptă o plângere în scris ca să intervină. Ai venit și ți-ai luat o căldare de lumină, trebuie de pe marginea drumului. Dacă vrei mai mult, îți iei mai mult. Acest fir de electricitate stă prăbușit în grădina femeii de mai bine de jumătate de an. Ea spune că este îngrijorată, mai ales că pe cărarea de lângă grădină trec în fiecare zi oameni. Aici la deal trăiesc copiii, zi la zi se duc la magazin, la apă, că este fântână aici. Chiar că vor să culeagă poamă, dar chiar încolo ea este poamă mai multă. Dar chiar nu numai de poamă, chiar și așa. Cum se radă sârmile pe plouă. Și stă-l pomul și-a schis și pește babușcă și eu nu mai vin la dânsa, dar nu pot, că ea care să ne corențeze, să ține jia de... S-a dat sârmile jos, ca să ne corențeze, așa, să murim așa. Primarul satului susține că a cerut ajutorul furnizorului de curent electric, însă reprezentanții companiei nu au intervenit până acum. Cu părere de rău, noi nu avem un electrician autorizat. Am depus un demers la Unimon Fenoza și mi-au promis că în scurt timp el va fi reparat. N-am primit încă niciun răspuns oficial. La rândul lor, cei de la Gas Natural Fenosa ne-au spus că vor merge la fața locului după ce consumatorul va depune personal o plângere. Mai mulți tineri din raionul Hâncești și-au luat bicicletele și au participat la o cursă de ciclism în memoria lui Ștefan Holban, fost membru al Sfatului Țării. Copiii s-au întrecut de îndată ce s-a dat startul, iar învingătorii s-au ales cu premii. Cei mai buni vor avea parte de o excursie în România. Ciprian Tulbu are 12 ani și spune că participă pentru prima dată la un maraton. Astăzi și-a luat bicicleta și drapelul Republicii Moldova care l-a purtat în spate. Vreau să câștig pentru că îmi doresc foarte mult să plec în România. Pentru că Moldova și România este doar o țară, dar ea a fost împărțită între granițele Prutului. Și Elena Cova s-a venit de dimineață pentru a participa la maraton. Ea spune că merge pe bicicletă în fiecare zi, iar astăzi s-a aventurat în competiție. Tot timpul eram în mișcare cu bicicleta, iar ce e foarte ușor. Chiar mai ușor decât a merge pe jos. Iar totodată participa și la sănătatea noastră. Cei circa 100 de participanți au pedalat pe distanță diferită, întrucât au fost împărțiți după vârste, cei mici, juniorii și cei mari. Iulian Arsenie a ajuns primul la finish. Spune că pentru el traseul a fost scurt. Mă simt foarte bine și sunt bucuros. Eram sigur că o să iau primul loc. Dacă pentru unii traseul a fost unul scurt și ușor, pentru alții a fost cam greu. A fost foarte greu, dificil pentru mine. Simțeam că o să pot să-l ajung și să câștig, să fiu primul. Și din păcate s-a întâmplat că am căzut jos. În fruntea coloanelor de cicliști a fost câte un polițist care i-a însoțit. Un concurs care se dea importanță modului sănătos de viață și de siguranță la trafic. Toți participanții vor fi câștigători. Velomaraton se află la prima ediție și a fost organizat de o asociație unionistă în memoria lui Ștefan Holban, membru al Sfatului Țării. Astăzi s-au făcut 57 de ani de când acesta a murit. Unioniștii de pe ambele maluri ale Prutului, care au pornit într-un marș de la Alba Iulia, se plâng că nu pot intra în Republica Moldova. Aseară ei au fost opriți la Vama Leușeni, deși grănicerii români le-au permis să treacă Prutul pe jos. Nemulțumiții și-au instalat corturi pe pod și au protestat. Responsabilii de la Poliția de Frontieră spun că unioniștii nu au fost lăsați să treacă, deoarece ar fi încălcat ordinea publică. România n-a avut granița la Prut! România n-a avut granița la Prut! România n-a avut granița la Prut! Cu lozinci patriotice și drapele ale României, zeci de unioniști au scandat la hotar, au pornit pe 1 iulie de la Alba Iulia și au parcurs pe jos 1200 de kilometri și au propus să-și încheie traseul pe 1 septembrie la Chișinău. Și am venit să te salut, fratele meu, de peste Prut!
Unioniștii spun că au trecut cu ușurință vama românească. Li s-a permis să tragă frontiera pe jos, însă la vama leușeni au fost opriți. Cetățenilor români care fac parte din marșul Unirii nu li s-a permis trecerea frontierei de stat. Motivul interzicerii este perturbarea ordinii publice în zona de frontieră, cu încălcarea regimului punctelor de trecere, prezentând în relația cu politicii de frontieră un comportament agresiv, dar și-au creat impedimente la deplasarea mijloacelor de transport prin punctul de trecere Cheușeni. După ce nu li s-a permis să tracă granița, unioniștii au întins zeci de corturi în Vama Albița, unde au protestat. Responsabilii de la Poliția de Frontieră de la noi spun că le-au interzis să tracă pentru că ar fi perturbat ordinea publică. Au invocat tot soiul de minciuni ulterior că ar fi perturbat ordinea publică. Absolut deloc. Aceștia aveau actele asupra lor, aceștia erau îmbarcați în autocare, aceștia aveau o solicitare clară de a trece peste frontieră. Este o comandă politică, este o comandă a celor care guvernează astăzi statul Republica Moldova, pentru că sunt înfricoșați, pentru că le este frică că acest stat se va prăbuși și ei vor rămâne fără funcții. Participanții la marșul centenarului și-au propus ca pe 1 septembrie să ajungă la Chișinău, unde vor organiza o manifestație de amploare cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire. 3 oameni au murit și cel puțin 11 au fost răniți în urma unui atac în Florida. Totul s-a întâmplat în timpul unui turneu de jocuri video. Atacatorul a tras în alți jucători, iar ulterior s-a sinucis. Turneul era difuzat pe internet, iar cei care îl urmăreau de acasă au putut auzi împușcăturile. Focurile de armă au întrerupt comentariul meciului, iar pe fundal s-au auzit țipete. Poliția a intervenit la scurt timp și l-a găsit pe atacator mort. Screaming, just shooting, I hear gunshots, people just running, pushing each other. Acesta pare că s-ar fi sinucis. Principalul suspect este David Katz, în vârstă de 24 de ani, cunoscut în lumea gamerilor. Victimele sale sunt alți doi pasionați de jocuri video care aveau 29 și 21 de ani. No outstanding suspects. At this time, no outstanding suspects. We have one suspect in this case. He is deceased. Competiția s-a desfășurat într-un bar din Jacksonville Landing, un centru comercial din centrul orașului, fiind urmărită în direct prin internet. Poliția a lansat un apel la martori pentru a obține alte imagini ale atacului. Atacatorul câștigase competiția cu 2 ani în urmă. Politicieni, celebrități și jurnaliștii au dus un omagiu lui John McCain, care a murit sâmbătă seara după ce a suferit mai multă vreme de cancer cerebral. Senatorul de Arizona, decorat ca erou de război, va fi înmormântat duminică. El a cerut, înainte de moarte, ca la funeralii să nu fie prezent actualul președinte, Donald Trump, iar Barack Obama și George Bush să țină discursuri. Programul ceremoniilor de mormântare al lui John McCain a fost anunțat ieri. Secriul cu trupul neînsuflețit al senatorului republican va fi depus miercuri la Capitoliul din Arizona, stat pe care l-a reprezentat timp de peste 35 de ani în Congresul SUA. Iar după oficierea joi a unei slujbe la o biserică baptistă locală, secriul va fi transportat la Washington pentru a fi depus în rotunda Capitoliului, o onoare rezervată marilor personalități din istoria Statelor Unite. Înmormântarea va avea loc duminică într-o ceremonie privată la cimitirul Academiei Navale din Annapolis, acolo unde John McCain s-a format ca pilot de marină. După moartea lui McCain, personalități de pretutindeni au lăudat curajul, onoarea, decența și personalitatea sa. John și cu mine veneam din generații diferite, am avut origini complet diferite, dar am împărtășit o fidelitate față de idealurile pentru care generații întregi de americani au luptat și s-au sacrificat, a transmis fostul președinte Barack Obama, care l-a învins la prezidențialele din 2008 pe McCain. De altfel, și fostul președinte George W. Bush, care l-a învins în 2000 pe McCain, a transmis un mesaj de condoleanțe, salutând un om de convingere profundă și un patriot în cel mai înalt grad. Fostul președinte democrat Bill Clinton a salutat și el memoria lui John McCain, subliniind că de multe ori el a lăsat departe apartenența partizană pentru a servi națiunea. John McCain a fost veteran de război în Vietnam, unde a fost ținut prizonier timp de mai bine de 5 ani după ce avionul pe care îl pilota a fost doborât. Milsami Orhei nu cedează în lupta pentru titlu. Vulturii roșii au învins-o clar pe Sfântul Gheorghe, scor 3-0, și rămân la 7 puncte în spatele echipei Sheriff Tiraspol în divizia națională. Vasile Jardan a marcat golul serii.
Vasile Jardan a șutat ca din tunde la o distanță de peste 30 de metri de poartă, iar golkiperul formației adverse Dorin Railea nu a putut salva. În câteva momente, Alexandru Butenco a înscris pentru 2-0, iar după pauză Vadim Rața a marcat și el. Milsame ocupă locul secund în divizia națională cu 35 de puncte. Lidera Sheriff Tiraspol are 42 de puncte. Tot aseară, campioana Moldovei a învins-o pe Dinamo Auto, scor 2-0. Al-Haji Camara și Eugeniu Oancea au înscris golurile. Joi, Sheriff va juca pe terenul echipei AZR Karabakh, meciul retur al ultimei runde preliminare din Europa League. În manșa tur, viespele s-au impus cu 1-0. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, urmează serialul Las Fierbinți. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022-210-130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079-400-508. Eu vă doresc o seară frumoasă și o săptămână reușită!